momentan sunt propunerea partidului. Am spus că decizia o să iau și eu după sărbători, să sărbătorim în liniște și în pace evenimentul acesta creștin foarte important și ulterior vom vedea. Sigur că e onorant pentru mine că am fost nominalizat de către colegii de partid, dar în final decizia mea aparține și vreau să o gândesc cât mai bine. E un pas important care îmi schimbă agenda mea obișnuită și sigur că trebuie să-mi fac și eu ordine puțin în priorități. Asta să fie singurul motiv pentru care încă... Da, bineînțeles. Eu îmi fac cu mare plăcere profesia și aș dori să o fac în continuare. E o provocare această competiție și dacă intru, vreau să intru cu sufletul împăcat și să dau tot ceea ce pot.